proteste ample în ultimele zile, păreri pro și contra acestor proteste, dar și efectele lor. Vorbim despre toate acestea cu președintele Socialdemocraților Făgărășeni, domnul Mihai Popa. Bună ziua! Să rămână! Bună ziua telespectatorilor noștri din Făgăraș și țara Făgărașului. A fost nevoie de o scânteie, a declanșat-o smurdul. Ce credeți? Smurdul resuscitează opoziția în aceste zile? Eu nu cred că opoziția are nevoie de resuscitare în aceste zile. Cred totuși că această lege a sănătății pe care Partidul Democrat Liberal și partenerii din coaliție au încercat să o impună pentru România a constituit picătura care a umplut paharul. Iar reacția doctorului Arafat, subsecretar de stat în Ministerul Sănătății, deci un agent guvernamental, cu alte cuvinte, o reacție de bună credință, care a explicat într-adevăr că această mare eroare numită de președintele țării reforma în sănătate va duce la un dezastru în sănătate, și cred că această picătură, constând în demisia doctorului Arafat din funcția pe care o deținea, a umplut într-adevăr paharul și conaționalii noștri, în număr tot mai mare, încep să înțeleagă că ne îndreptăm pe un drum care nu poate să ducă decât la un dezastru total. Noi, făgărășenii, am urmărit protestele de la televizor, care s-au desfășurat și aproape de noi. Vorbesc aici de Brașov, Sibiu, dar și cele din capitală, care au degenerat. Vreau să-mi spuneți puțin ce impresie v-au făcut până la un moment dat oamenii care au venit acolo să se solidarizeze protestelor? În primul rând, este clar, aceste proteste, ne întrebăm de ce nu au avut loc și în alte orașe sau în alte zone ale țării, au avut loc de regulă în fiefurile conduse de către cei care sunt în acest moment la putere, respectiv în special de către PDL. Ori, manifestările, astfel cum au fost pornit, sunt niște manifestări sociale, manifestări spontane, la care treptat anumite personalități, în special din societatea civilă, dar și personalități politice, s-au solidarizat. Astfel cum au pornit, este clar, au fost manifestări spontane. Oamenii au ieșit în stradă, au înțeles că trebuie să protesteze în fața unui sistem injust. Este adevărat că s-a pornit de la legea sănătății și de la demisia doctorului Arafat, dar treptat s-a ajuns și la cuiul lui Pepelea, respectiv actuala putere, constând în cei doi factori de bază, respectiv președintele Băsescu și premierul Boc. Și astfel s-a ajuns ca oamenii să ceară ceea ce într-adevăr trebuie cerut în acest moment, și anume părăsirea de către actuala putere a funcțiilor deținute. Cred eu că este extrem de, ca să spun așa, de important ca actualii factori guvernamentali, PDL-ul, trebuie să țină cont în acest moment și de opinia populară, de opinia cetățenilor care i-au mandatat pentru a duce la bun sfârșit o guvernare. Se pare că nu sunt capabili să ducă această guvernare la bun sfârșit și atunci trebuie în acest moment să părăsească guvernarea. Altă soluție nu mai este. Dacă aceste proteste ar fi avut o coloratură politică, dacă opoziția ar fi încercat să fie, prin anumite mijloace, cea care declanșează scânteia acestor procese, dar ar fi existat un semn de întrebare și, într-adevăr, ar fi fost aceste manifestări un pas pe planul luptei politice. Dar se pare, și nu numai că se pare în mod cert, aceste mișcări sunt mișcări sociale care au la bază profundă nemulțumire a populației pentru așa zisa reformă de sistem impusă de către actuala guvernare, reformă de sistem care s-a dovedit falimentară, astfel încât populația României a început să reacționeze, iar guvernanții noștri trebuie să răspundă în mod democratic, și singurul răspuns pe care pot să-l dea este părăsirea guvernării. Știți foarte bine și dumneavoastră, ca și telespectatorii, primul pas pe care l-a făcut președintele Traian Băsescu a fost de a retrage proiectul de lege al sănătății și pe urmă liniște totală. Ce credeți? Vedeți, președintele Băsescu ne-a obișnuit cu aceste strategii
cam în doi peri. Nu, primul pas nu a fost acesta. Primul pas a fost acela de a intra în direct cu doctorul Arafat, de a-l trage de urechi pe responsabil guvernamental care și-a permis să critique niște măsuri proaste luate de actualul guvern. Al doilea pas a fost acela de a organiza o conferință de presă în care să susțină până în pânzele albe această lege falimentară a sănătății. Și de-abia al treilea pas, și numai la presiunea opiniei populare care a ieșit în stradă, a fost acela de a retrage această lege. Și într-adevăr, de 48 de ore, președintele Băsescu, contrar poziției cu care acesta ne-a obișnuit, tace, ca să nu spun ca porcul în păpușoi, ori într-o situație de criză. Ne întrebăm, pentru că este o criză, am văzut ce s-a întâmplat la București și în alte orașe din țară în ultimele 24 de ore, este imperios necesar ca șeful statului să iasă, să ne spună opinia sa și măsurile pe care urmează să le pună în aplicare pentru calmarea situației. Trăim totuși în democrație și vreau să cred că președintele Băsescu, contrar tezelor care încep să apară din ce în ce mai des, se va comporta democratic și astfel va găsi soluțiile democratice pentru rezolvarea actualei crize. Ați prezentat succint mai înainte pașii pe care i-a făcut președinte sau strategia pe care a avut-o, mă refeream la faptul, odată cu declanșarea protestelor, tace. Un lucru este cert, ceea ce am văzut în țară, majoritatea protestelor au fost pașnice. În București a degenerat. Ce credeți? De acolo, de la centru, toate acele mișcări au fost deturnate politic? Nu, toate acele mișcări au fost deturnate prin mijloacele specifice de diversiune folosite de cei care se ocupă cu asemenea, nu vreau să spun servicii secrete sau, dar sunt mijloace specifice de diversiune pentru ca în rândul opiniei publice să se deturneze scopul principal al manifestațiilor către o direcție care nu are absolut nicio legătură cu cele ce și-au propus adevărații manifestanți din Piața Universității și din Piața Unirii de ieri seară. Ori, trebuie totuși să facem o oarecare disjuncție între cei care au manifestat în mod spontan și cei care s-au solidarizat cu aceștia și care au ridicat într-adevăr probleme esențiale pentru statul român, cerând demisia președintelui Băsescu și a guvernului Boc, și cei care, fără niciun fel de acoperire, au început, fără niciun fel de altă cerere, au început să arunce cu pietre în stânga și în dreapta. Eu sunt convins că este o diversiune și în aceste condiții poporul român va înțelege, are capabilitatea de a discerne între cererile reale ale noastre, ale întregului popor, și ceea ce se întâmplă, ceea ce se dorește să se ducă pe o turnură care nu are nicio legătură cu cererile noastre legitime. Iată, am intrat în cel de-al 23-lea an de democrație și trăim pe pielea noastră atât austeritatea pe care o impun diversi politicieni care se perinde pe la conducerea acestei țări, mai mult decât atât, suntem și spectatorii unor manifestări fără precedent, sau mai bine zis, spectatori sunt bucureștenii și ceilalți din orașele mari care participă efectiv, noi, făgărășenii, telespectatorii unor manifestări pe care și dumneavoastră le cunoașteți, putem enumera aici Revoluția, Mineriadele și așa mai departe, desfășurări de forțe care s-au succedat cu repeziciune în urma unor acțiuni declanșate de tot de politicieni. Iarăși privim stupefiați și aflăm că brașovenii, cei aproape de noi aseară, au vrut să meargă la București să se solidarizeze cu protestul din Piața Universității, care s-a prelungit încolo către Cocor și Piața Unirii, și au fost stopați de jandarmi în gara Brașov. Da, într-adevăr au trecut 23 de ani de la Revoluție și am trecut prin multe etape. Să nu uităm că Silviu Brucan în anul 1990 dădea democrației în România un parcurs de 20 de ani. Se pare că nici cei 23 de ani nu au fost suficienți pentru că am ajuns în anul 2012 într-adevăr la un moment de turnură pentru democrația în România.
Ceea ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani de guvernare pedelistă este fără echivoc, nu numai în România, dar și pe plan mondial. Nicăieri în lumea aceasta nu se discută de comasări de alegeri, schimbarea calendarului electoral pe genunchi de către un parlament obedient și condus de un președinte care ar trebui să respecte separația puterilor în stat, despre schimbarea Constituției și așa mai departe. De ce asta s-a ascuțit spiritul politic între timp? Nu s-a ascuțit spiritul politic, cât s-a ascuțit în acest moment puterea poporului român de percepția a acestor abuzuri extrem de grave care ne îndepărtează tot mai mult de democrație. Deci poporul român a început să reacționeze și ceea ce spuneți dumneavoastră că s-a întâmplat aseară în gara Brașov, respectiv împiedecarea brașovenilor, care să nu uităm, întotdeauna din anii 80 a fost un vârf de lance al luptei pentru drepturi democratice și s-au manifestat în permanență. Chiar Brașov este un oraș martir în Revoluție din 89, deci împiedecarea de către forțele de ordine din cetățenilor din Brașov să se solidarizeze cu cetățenii Bucureștiului în această manifestare, din punctul meu de vedere, constituie un abuz și constituie încă o reacție a actualului regim care începe să acționeze din ce în ce mai antidemocratic. Ce sorți de izbândă, pe final de interviu vă întreb, acordați tuturor acestor manifestări de protest? Mă refer aici ca și atitudine din partea politicienilor care ne guvernează țara, referitor la nemulțumirile care acum, efectiv, s-au arătat pe față în stradă. Eu spun că, indiferent cum vom pune problema, aceste mișcări de stradă își vor atinge scopul. Deci, ca să folosesc un termen fotbalistic, cred că prin aceste mișcări, în acest moment, a fost arătat președintelui și actualei guvernări un cartonaș galben. Dacă reacția acestora va continua să fie în aceeași tentă antidemocratică, va continua cu aceleași măsuri luate pe picior, măsuri care au ca scop unilateral nu binele cetățeanului, ci păstrarea puterii de către actualul guvern, în mod cer poporul român va arăta acestei guvernări și cartonașul roșu. Eu sper ca totuși să nu se ajungă la manifestări mult mai ample și mult mai violente de stradă și președintele Băsescu împreună cu premierul Boc să dea totuși un răspuns acestor manifestări, să nu se ascundă în spatele ușilor de la Cotroceni și Palatul Victoriei, ci să vină cu măsuri concrete. Și cred cu tărie că singura măsură care poate să răspundă întru totul cerințelor populare este aceea de chemare a electoratului la vot. Aceasta este singura măsură democratică, iar alegerile anticipate în luna martie, aprilie, mai, primăvara acestui an vor rezolva aceste probleme, pentru că România are nevoie de o putere stabilă, de o putere în acest moment legitimată prin vot, o putere care să fie capabilă cu sprijin popular să ia măsurile ce se impun pentru traversarea actualei perioade de criză.